Bilanțul ravagiilor a ajuns la 50 de familii care sunt acum în pragul disperării după ce Viitura le-a obligat să plece cu ce aveau pe ei și să-și părăsească locuințele. Gospodăriile și culturile le-au fost înghițite de ape, iar autoturismul unui constanțean s-a transformat într-o epavă. Adam Clisi este una dintre cele mai afectate localități de ploaia torențială. Aici s-a înregistrat recordul ultimilor 10 ani, 82 de litri pe metru pătrat. Puhoaiele au inundat mai multe case și au distrus toate drumurile comunale din satul Zorile. Drumul ăsta nu era așa. Nu era cum să fie așa, ăsta era asfalt așa până mai pe acolo, era nivelat frumos, pietruit, cu piatră, nu era cu asfalt, dar era cu piatră, dar era bun, dar hai uitați ce s-a întâmplat. Eu sunt născut, crescut aici, am 65 de ani, dar n-am văzut niciodată așa. Oamenii sunt disperați. Ploaia ultimelor 14 ore le-a inundat casele, curțile, terenurile, le-a distrus recoltele și le-a omorât păsările din curte. Ce aveți, case inundate? Sunt case inundate. Drumurile sunt stricate în totalitate, toate drumurile din Zorile și din Adam Clisi, cele care sunt pietruite și satul Urluia. Locuințele sunt de nerecunoscut, iar în gospodării nu-ți mai dai seama unde era trotuar, unde era poartă sau gard. S-a pus ploaia mare pe topul. Urgea apa și rupa aici pe vale, nu mai știam. Beciu, avem camera asta și din sală, e toată. A bușnit de apa. Era plin, până sus era. L-am tras cu motocumbă la primărie. Unde a fost apa? Arătați-ne cum. Păi, să vedem. Sus a fost plin, la primărie cu motocumbă. Că avem dușumele în toate camerele. Casele din chirpici n-au rezistat șuvoaielor, iar după atâta vreme în care apa a băltit la temeliile caselor, pereții de lut s-au înmuiat și au început să cadă. Primăria din Adam Clisi a trimis echipaje cu tractoare și cu motopompe ca să scoată apa din beciurile caselor. Zeci de reclamații au fost înregistrate și la dispecerul Secera Jaisa pe mai multe străzi din Constanța, iar în sudul județului a fost prăpăd. Cantitățile de apă au atins 115,5 litri pe metru pătrat la Albești, iar la Mangalia 96 de litri pe metru pătrat. Și porturile au fost închise din cauza vremii. Cele mai multe ravage au fost făcute în stațiunile din sudul litoralului, ținând cont de faptul că hidrologii au emis avertizare cod roșu de inundații pentru râurile din județul Constanța, câte un echipaj de intervenție a ajuns în localitățile vizate, respectiv Albești, Adam Clisi, Ion Corvin, Deleni, Pietreni, Limanu, Mangalia, 23 august, Costinești, Tuzla, Eforie, Agigea, Constanța, Năvodari și Corbu.